Bun venit la Farfuria Veselă, eu sunt Dana și astăzi vreau să vă arăt o rețetă foarte ușoară, dar a cărei rezultat este cu adevărat extraordinar și anume aceste pateuri cu carne. Încep cu aluatul acestor pateuri, aluat pentru care voi folosi 550 de grame de făină, 200 de ml de apă rece, un ou, o jumătate de linguriță de sare, 350 de grame de unt rece pe care l-am ținut la congelator chiar și o linguriță de oțet. Amestec apa cu oțetul, cu sare și cu ou. Și voi pune acest amestec în congelator. După care pun făină într-un castron și voi da untul pe răzătoare. Tocmai de aceea trebuie să fie foarte rece. Astăzi am un unt cu grăsime destul de mare, cu 80% dar nu este neapărat necesar să aveți acest tip de unt. Recunosc că îmi cam pare rău că îl pun aici în aluat, de obicei îl folosesc la creme, dar pentru că nu aveam altceva în casă, îl voi folosi. Și acum încep să frec făina cu untul. După care torn amestecul de mai devreme și formez un aluat. Nu îl frământ prea tare, mai mult îl presez cât să-l adun așa într-o singură bucată. E destul de lipicios, dar îl voi pune la congelator. L-am pus în această folie de plastic și îl voi pune, deci, la congelator. Pentru umplutură am nevoie de 500 de grame de carne tocată amestec, 2 cepe mari, 2 cartofi, sare și piper după gust, busuioc și cimbir. Am curățat cartofii și ceapa de coajă și voi da pe răzătoarea mare atât cartofii cât și ceapă. Voi pune acum carne în castron . O condimentez cu sare, piper, busuioc . Voi mai pune și puțină boia de ardei dulce, cam o linguriță, atât pentru culoare cât și pentru gust. Și voi stoarce ceapa și cartofii de sucul ce-l conțin. Și le pun aici peste carne. Se amestecă bine.
și cam aceasta este umplutura. După care se scoate aluatul din congelator și se împarte în bucăți cam de 70 de grame. Și după ce am împărțit aluatul în bucăți, așa cum vă spuneam, de aproximativ 70 de grame, acopăr aluatul și îl pun iarăși în congelator pentru că e destul de cald în bucătărie și s-a cam înmuiat. Scot pe rând bucățile de aluat din frigider, din congelator. Am aici un ou și îl voi bate bine. Vă mai trebuie puțină făină pentru a pune pe masă. Întind aluatul în foaie subțire. Pun o lingură de umplutură, pung cu ou de jur împrejurul umpluturii. După care voi uni marginile aluatului. Și voi pune triunghiul astfel format în tavă pe hârtie de copt. Am făcut primele triunghiuri, primele pateuri, le-am modelat, le ung acum cu unt și le voi coace în cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru aproximativ 40-45 de minute. Între timp le voi pregăti și pe celelalte, dar le voi pune la rece în frigider până când primele vor fi coapte și le voi putea pune și pe ele. Cuptorul trebuie să fie foarte bine încins înainte de a pune pateurile. Și la cuptor. Se servesc calde sau reci și sunt atât de bune că aproape nu te mai poți opri din mâncat. Aluatul este fraged și parcă se desface ca un foietaj muncit și împăturit de câteva ori. Umplutura este și ea savuroasă, iar casa cu siguranță se umple de mireasma apetisantă. Vă rog, vă îndemn din toată inima să le pregătiți și voi, pentru că nu aveți cum să dați greș. Mulțumesc mult de tot pentru vizionare, să aveți o săptămână bună în continuare și ne auzim data viitoare. Fiți veseli orice ați face! Pa, pa!